Sunt 31 de grade afară, în sfârșit a venit oficial vara. Astăzi mergem în piață. Au apărut pepenii de dubuleni la noi. Astăzi mergem în piață să cumpărăm un pepene. Mi s-a făcut poftă de un pepene și să vedem ce prețuri mai sunt. Pentru că este momentul în care se pun compotul, se pune compotul de vișine, se pune compotul de caise, se pune compotul de piersici, așa că trebuie să ne uităm puțin la prețuri. Sunt 31 de grade afară, în sfârșit a venit oficial vara. Ei bine, am fost și în piață. Nu am putut filma acolo, piața era aproape închisă, dar am găsit câte ceva și în mare am văzut și prețurile. Pepenii de dubuleni, au apărut pepenii de dubuleni la noi în piața din Târnăveni, în Mureș, în județul Mureș, sunt 4 lei kilogramul. Hei, ce faci? V-ați ascuns în porumb? Vișinele 7-8 lei, nu știu la voi în zonă cum sunt, caisele cam tot pe acolo, piersicile puțin mai mult. Oamenii și-au cosit fânul. Hai, fugă la mașină! Fugă, 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 fugă! Hai, prințesă mică! Am văzut că au apărut în piață și morcovii și pătrunjeii de anul acesta, foarte mici și foarte frumoși. Căpșuni nu mai sunt, s-au dus, dar am văzut cireșe și tot așa, cam la 7-8 lei kilogramul. Porumbul deja are mătase. Mami. E bun, mami? Nu știu dacă ați pus compoturile de vișine și de caise, dar noi încă nu am reușit și cred că ar trebui să ne cam grăbim. Poate aveți voi rețete minunate și faine pe care doriți să le împărtășiți și le aștept în comentarii. Vă mulțumim pentru vizualizare și ne vedem pe data viitoare!